Liga Prieteniei sezonul 2 continuă în această seară cu alte trei noi întâlniri din etapa 1. După ce sezonul al doilea competițional a început luni, pe același teren situat pe șoseaua Prieteniei, cunoscut de către giurgiuveni cu denumirea La Balon. Primele partide din etapa 1 au pus față în față formațiile Emo Galaxy și PTF Giurgiu, Salvatorii versus Energia Remus și Juniorii contra Viitorul Vedea. Ca și în prima ediție a competiției, echipele jucând în sistem 5+1. Așa cum am amintit, avem 12 echipe înscrise, ceea ce înseamnă că avem 11 etape, 11 jocuri pentru fiecare echipă în parte. Am început deja competiția astăzi și în funcție de eventualele, să zicem așa, pauze competiționale, mai exact săptămâna viitoare pe 2 nu se vor juca meciuri, deoarece e a doua zi de Paști și tot așa vom mai avea o pauză competițională undeva în luna iunie, dar până la jumătatea lunii iunie vom încheia campionatul Liga Prieteniei Giurgiu, sezonul al doilea. Astă seară, așadar, ultimele partide din etapa 1 cu începere de la orele 18. Competiția va face o scurtă pauză luni 2 mai, dar se reia de joia viitoare cu etapa a doua.